Ca oameni ne petrecem aproximativ o treime din viață dormind. Când avem parte de lumină naturală, ne trezim, iar noaptea ne simțim somnoroși. Acest fenomen se numește ciclul zi-noapte al organismului sau ritmul circadian. Ritmul circadian controlează modul în care dormim și când ne trezim. Este influențat de creșterea și descăderea anumitor substanțe chimice, cum ar fi hormonii melatonină și cortizol și neurotransmițătorul adenozină. Melatonina, de exemplu, este sensibilă la lumină. Crește odată cu întunericul și ne ajută să avem un somn profund. Cortizolul crește în mijlocul nopții și provoacă somnul REM, faza în care visăm și apoi ne trezește. Adenozina se acumulează în timpul zilei, ne reduce treptat vigilența și în cele din urmă ne face să ne simțim obosiți. În 24 de ore, în cazul unei persoane care doarme de la ora 10 noaptea la 7 dimineața, modificările melatoninei, cortizolului și adenozinei arată de obicei astfel. Deși toți oamenii au ritmuri circadiene diferite, cunoscute drept cronotipuri, ritmul în sine se modifică pe măsură ce creștem și îmbătrânim. Copiii se nasc de obicei cu un ritm circadian timpuriu, dar când ating pubertatea, melatonina și cortizolul își fac efectul mai târziu și, în consecință, corpul lor reacționează mai puțin la lumină și devine somnoros cu aproximativ 2 ore mai târziu. Intră în ceea ce se numește faza de somn întârziat. Deoarece majoritatea școlilor nu se adaptează la această schimbare, adolescenții ajung să doarmă mai puțin în timpul săptămânii și mai mult în weekend, fenomen cunoscut sub numele de jet lag social. Însă acest lucru produce tot felul de probleme. Atunci când adolescenții nu se odihnesc suficient, întâmpină dificultăți în a fi atenți și în a absorbi noi cunoștințe și adesea nu-și pot aminti ce au învățat în timpul zilei. Acest lucru se datorează faptului că somnul este esențial pentru consolidarea experiențelor noastre în memoria pe termen lung. Adolescenții trec în mod natural printr-o perioadă cu multe senzații noi și se lovesc adesea de crize de identitate. Persoanele care nu dorm suficient au parte și de mai puțin somn REM, faza în care visăm și care ne ajută să ne reglăm emoțiile. Cei care nu dorm suficient pot deveni foarte sensibili, irascibili sau nu reușesc să-și înțeleagă propriile sentimente. Lipsa de odihnă duce la mai mult stres în timpul zilei, care la rândul său poate însemna insomnie noaptea, un cerc vicios ce îi poate lovi pe adolescenții care sunt în mod natural mai tensionați. În cel mai bun caz, stresul le afectează creativitatea. În cel mai rău caz, duce la anxietate sau dependență. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care cercetările arată că rata sinuciderilor la adolescenți crește la începutul anului școlar. Somnul reglează și hormonii responsabili de apetitul nostru. Astfel, atunci când adolescenții nu se odihnesc suficient noaptea, au tendința de a mânca mai mult în timpul zilei. Rezultatul poate fi obezitate sau tulburări de alimentație. Soluția ar putea fi simplă: adaptarea normelor sociale la datele biologice și permiterea adolescenților să doarmă în funcție de ritmul lor circadian natural. Unele școli au făcut exact acest lucru. În toamna anului 2015, școlile publice din Seattle au anunțat că vor schimba ora de începere a școlii de la 7:50 la 8:45, pentru a se adapta ritmului circadian al adolescenților. Rezultatul? Elevii au câștigat în medie peste 30 de minute de somn în fiecare noapte. Ulterior, aceștia au raportat niveluri mai ridicate de concentrare, o stare de spirit mai bună și o motivație crescută de a învăța. Ce părere aveți? Ar trebui liceele să se adapteze la ritmul biologic al elevilor? Cum a evoluat ciclul vostru de somn și cum va influența viața? Spuneți-ne gândurile și experiențele voastre în comentariile de mai jos.